Cel mai frumos loc din lume. A fost odată un vultur bătrân și înțelept. Era atât de înțelept încât i se dusese vestea în întreaga lume. Odată, un bătrân care era considerat înțeleptul înțelepților se decise să meargă la acest vultur. Îl găsi în vârful unui munte, admirând peisajul. Ce cauți aici, înțeleptule? Îl întrebă vulturul de cum îl zări. Sunt bătrân și aș dori să-mi petrec ultimii ani în cel mai frumos loc de pe pământ. Tu, care le-ai văzut pe toate, cu siguranță că mă vei putea îndruma spre acel loc. Ține-te bine, îi răspunse vulturul, căci te voi duce în cel mai frumos loc de pe pământ. Acestea fiind spuse, vulturul luă pe sus și îl purtă peste mări și țări. În drumul său, înțeleptul zări toate minunile lumii, precum și țări minunate, cărora nici măcar nu le bănuia frumusețea, și se gândi că vulturul trebuie să-l ducă într-un loc foarte special, din moment ce nici măcar nu arunca vreo privire spre aceste minunății. Atunci omul spuse cu voce tare: dar oare cum poate cineva hotărâ care este cel mai frumos loc de pe pământ? Vulturul nu îi răspunse, ci își continuă zborul. După un timp ajunseră în deșert. Aici vulturul se opri. Poposi pe niște stânci negre, lăsă omul jos și privi cu bucurie în jur. Înțeleptul, mirat, îl întrebă: de ce m-ai adus aici, unde nu sunt nici viețuitoare, nici apă, ci numai nisip și stânci? Nu mi-ai promis tu oare cel mai frumos loc de pe pământ? Ba da, îi răspunse vulturul, acesta este. Acesta este locul unde m-am născut eu și e cel mai frumos de pe întreg pământ.